Bucureștenii riscă să rămână fără apă caldă și căldură și asta ca urmare a neînțelegerilor dintre electrocentrale București sa Elcen și Termoenergetica. Elcen, principalul producător de energie termică pentru sistemul centralizat de încălzire al capitalei, reclamă sumele mari datorate de Termoenergetica. La rândul său, Elcen, aflat în reorganizare judiciară, are mari datorii către furnizorul de gaze naturale RomGaz, care a informat încă din luna mai că dacă obligațiile de plată restante nu vor fi achitate, va asista livrarea de gaze. Într-o notificare adresată Termoenergetica, reprezentant Alceni au transmis că există riscul repetării situației înregistrate în relația cu Radet și că vor apela la toate mijloacele legale pentru recuperarea sumelor datorate de peste 379 de milioane de lei. În urmă cu o săptămână, Termoenergetica anunța că peste 1000 de blocuri din capitală nu au apă caldă din cauza reviziilor.